9 candidați și-au manifestat dorința de a ocupa funcția de inspector șef al Gărzii Forestiere Suceava. Luni 6 iunie a avut loc proba scrisă a concursului la București, iar în continuare va urma proba interviului, neprogramat până în acest moment. Instituția înființată destul de recent prin transformarea vechiului ITRSV a declanșat o adevărată vânătoare. 9 persoane înscriindu-se în cursă, atrase de importanța postului, dar și de salariul motivant de aproximativ 7500 de lei. Luni a avut loc proba scrisă a concursului la București, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 7 persoane prezentându-se din cele 9 înscrise. Daniel Coroamă, actualul inspector șef al instituției de control care gestionează activitatea de control silvic și cinegetic în 5 județe, Suceava, Iași, Bacău, Neamț și Botoșani, a participat la acest concurs avându-i drept contracandidați pe o parte dintre subordonați, dar și personal silvic din alte structuri. Rezultatul probei scrise din data de 6 iunie și cel al interviului, neprogramat încă, vor duce la desemnarea conducerii acestei importante instituții silvice de control, cea mai mare din țară după numărul de angajați, 94 din care 86 personal civic și suprafața care trebuie gestionată.